Deci, hai să o dăm în raționament. Lipsa rațiunii naște monștri. Credința oarbă sau credulitatea, că eu nu pot să zic credință, naște monștri. În numele lui Dumnezeu s-au făcut crime abominabile. Unii ar zice sataniști, că am citit și Biblia satanică. Stai că haleșe ceva original. Să-mi iau pâine uscate. Și mă, ca să face digestia bine. Beating the apple, fată. Și acum, pentru că mă consider actor, nu mai sunt amator, tată, sunt maestru de ei. Voi începe ca să-i sperii pe toți nebunii de căca. Toți vor interpreta și vor percepe după mintea lor. Deci dedicație specială pentru toți oamenii cu bun simț după planeta asta, care se sacrifică în numele unei ideologii, dacă ar ști de adevărat la ce înseamnă acel lucru. Vom bea o cafea și vom fuma o țigară și vă purce de la lucru. Ce se spune despre Dumnezeu, religioșe? Că și-a făcut lucrarea. Că Dumnezeu e știință. Deci Dumnezeu muncește și își continuă lucrarea. Hai să o dăm despre inteligența lui Satan. Am citit undeva că Iisus Hristos ar fi singurul fiu al lui Dumnezeu. Ce știm din Biblie și din alte sfinte și din Coran și asta, că întâi l-a făcut pe Lucifer. La un moment dat în Biblie vezi că Iisus e cel care aduce lumina. Lucifer înseamnă cel care aduce lumina. El a fost condamnat pe chestii religioase și politice. Iisus Hristos condamnat la moarte. Ăsta e adevărul. Deci și Iisus Hristos e Lucifer. Ce facem de aici dintr-un raționament simplu? Care spune că nu e chiar atât de simplu. Păi e mintea unui om nebun. Exact, nu vă luați după mine. Vă luați-vă după alți nebun. Că lumea e plină de nebun. Și oamenii normali au perioadele lor de nebun. Poate uita să dorigheze. Nu văd. Nu-mi bagne, că nicotina mai mult la mine. Cum, ce, unde vreau să ajung eu? Ce-o însemna satanismul, luciferianismul? Băi, și ăștia sunt șindați. Că m-am uitat până America, aia sunt mai zăpăcite, așa, au toate religii. De la mahomedanism, islamism, oricum și islamismul este scindat în multe secte de astea. Deci e vorba de psihologie socială, de umanitate. La un moment dat unul vrea să detroneze șeful de trib. Un trib așa, o congregație religioasă. Își face câțiva prieteni și face altă sectă. Dar se ia după ăla mai bătrân. De obicei ăla tânărul. Dacă nu reușește să ia locul, să-l decapiteze pe ăla, își face el secta lui. De ce? E simplu. Avem o societate patriarhală. Ierarhizată. În toate structurile. Chiar și cele religioase. De ce vreau să fac religia? De aia. Că zicea Descartes sau nu știu cine pula mea, că nu știu să citesc franceza, că dacă secolul 21 nu va fi religios, nu va mai fi. Bă, eu zic că am înnebunit deja de atâta religie. Da, asta se vede peste tot, pe internet a explodat pula mea, zici că religie e ca site-urile porno. În mod normal trebuie să fie mai mult porno, acum e mai multă religie. Dar, pă bune, e mai perversă ca porno. Că porno
nu vorbesc de pedofilism sau alte date-a, am făcut copii sau alte matari sau mănânci căcat și vei pișat, piși pe fața lui aia, astea s-a aberați. După părerea mea, nu intră la porno, intră la nebunie. Da, toate lucrurile omenești au exagere. Mie îmi place porno când se fute gagica cu gagiu și își face tot acum. Stau și mă uit, câteodată mi se scoală pula dacă vrea pula mea, dar toată nu. Deci a început prima prelegere din biserica neo-ortodoxă. Ce înseamnă ortodox? Înseamnă adevăr. Eu am adevărul meu, tu adevărul tău. Nu poate fi disjunct. Adevărul îl găsești căutându-l în continuu, învățând. Înseamnă știință. Niciodată nu o să știi tot adevărul, pentru că adevărul e unul singur, e Dumnezeu. Și Dumnezeu prin preamărirea lui, adică nu e preamărire, preamărire la oameni. În orgoliu, prin mărirea, în mărimea lui, că noi gândim în dimensiuni, prin omnipotența, omniprezența, omniștiența, ce înseamnă? Omnipotent înseamnă că e atotputernic, adică toate forțele din universul ăsta fizic, în primul rând percepem fizică prin instrumentele care sunt prelungirile simțurilor și percepțiilor noastre. Poate o să inventăm alte instrumente, să percepem alte lucruri prin traductoare. Omniștiența înseamnă că știe tot, de la început până la sfârșit, pentru că nu există niciun început, niciun sfârșit. Omniprezența, de acolo în fizica einsteiniană, înseamnă că este peste tot și oriunde, e și în trecut, și în prezent, și în viitor. Pentru el există o clipă infinită. Dar nu fac preamărire de Dumnezeu. Să luăm pe dracu. Ce se spune despre Drecă? I s-a dat mai multe denumiri. Eu sunt Mephisto, adică dracu. Era un actor care interpreta rolul lor. Eu la Casa de Nebune am fost ales drac, că sunt foarte cool. Câteodată sunt semitoc, recunosc, și atunci încerc să cunosc, ceea ce mi se pare dubios, că nu se cam pupă între ele și îmi dau seama că trag concluzii greșite. Dar în continuu învăț, că omul se spune că trăiește învăță, dar dacă e om, dar sunt oameni și oameni. Și atunci ce se spune spre Lucifer? Bă, trăiți într-o lume, dacă e să o luăm, să exagerăm în concluzii pripite și digerate de alții și băgate cu lingurița, e că... Ah, ce m-am lovit, am o bubă băgată. Ce înseamnă că ai mințit? Înseamnă că sunt un căcat împiedicat și că am bolnăvior. Mi-a trecut gata. De ce? Prin întărirea sistemului imunitar. Ce nu te omoară, te întărește. Ce pula mea, mi se belește. Și de ce? Așa, lucește. Ăia ce poreclă mi-a pus. Ia să vezi. Curva și Lucifer. De ce? Că eu când m-am dus acolo, am intrat în clubul de poeți și de ăștia culți, care se dădea culți. Sunt talentați, dar nu sunt nici măcar semidoc. Se chinuia și ei, se cremeau să citească o carte, dar mintea lor, oricum, unii sunt foarte dotați, dar memoria imediat îi se ștergea. După 2-3 zile. Nu mai știi. Dacă îl întrebam eu după 2-3 săptămâni, după aceea nu gără, nu mai știa ce oameni zicea. Intraseară în concurență cu băiat. A, sfârșit. Până la urmă era în curva. Eram curvat că m-am futut cu o curvă. Curva aia ce mi-a povestit cu 2 ani dinainte, nu se futuse deloc, se făcuse fată cu minte. Curva n-a avusese timp. Nu că iau chiar apărarea, chiar iau apărarea.
Pentru că era prea tânără curva să fie atât de curvă. Fata la viață ei a făcut un liceu, a luat o notă mare la BAC și a luat și la stat. A luat la facultate la stat, ceea ce e rar în ziua de astăzi, asta arată că ea inteligentă. Ea de carte nu se ținea chiar super tare, că era mai neserioasă, era ea poetesă, dar învăța, avea creierii în cap, cu toate ca nebunii, asta e. Păcat. E păcat de aia. Că dacă încă mai exista, poate se bucura cineva, poate avea o carte publicată și era pe altcineva, poate descoperea și ăla ceva, poate avea o reflexie în mintea lui sau în mintea ei. Foloase, nu știu ce foloase sunt. Ce folos a fost că a murit. Nu e niciun folos. Până la urmă. Dust to dust, ashes to ashes. Am rămas eu după ea. După mine potop. S-a dus dracu revista aia, că nu mai avea poeteși. Ea avea doar pe doi. A fost ea, prima, care i-a impulsionat. Tare de tot. I-a ajutat pe toți ăia care avea ceva talent, le refinisa poeziile, să spună mișto. La mine n-au avut pe o sebagie. Dacă tipa aia chiar foarte bună la suflet. Dar ei, ea, fiind fată de la țară, gândeam vrăj, băi, există și tante. Dragi și îngeri. Ea, săraca, fiindu-se guilty, că a avut și ea 2-3 prieteni înainte să căsătorească, s-a căsătorit repede că era de azi de la țară. A nebunit, a rămas fără facultate, a renunțat la facultate, că era chiar foarte bolnavă. Avea crize nasol, catatonice, stătea așa, stană de piatră, trebuia să ai foarte mare grijă de aia, adică a fost sub observația mea un an, știu ce spun. Nu putea continua studiile, dar a demonstrat că poate să intre la facultate, ceea ce alții n-au demonstrat, pentru că am văzut eu băieți cu diplome care habar n-avea ce pula mea se mânca în facultatea aia. A, cred că se mânca Forneti, Covrigei, Brașoave, de-astea, Gugoși. Cred că asta, știi, vorba la profesorie. Intri în facultate bou și ești vacă. Răi. Am încercat să dau la o fată handicapată. Aveam eu două laptopuri la un moment dat, de muncă. Mi-am luat primul laptop după un an de muncă cinstită. E, și mai necinstită, mai făceam eu câte o șpagă, dar șpagă mică. E, nu e necinstită când se dă o șpagă, că e tot muncă, știi? E, să mă dea pota în judecată și Băsescu că n-am plătit impozite la șpagă, mă doare pe mine. Da, e, o să scrie mită pe aia, pe șpaga care mi-o dă mie. Și eu scriu, bă, nu scrie mită, scrie mița. Cum? Scrie mița, îmi bag pula. Ați uitat virgulița. Cum? Nu e mită? Nu, e miță. Ați uitat? Scrie mița, ați uitat virgulița. Ce cu dracu? El era cel mai inteligent, cel mai înțelept. A mai apărut un fiu. Băi, Iisus e al doilea. Pentru că Dumnezeu a văzut că a făcut o greșeală. Dracu era foarte arogant. Foarte orgolios. La un moment dat, la fel cum e precum în ceruri, așa și pre-pământ. Asta e un cuvânt arhaic. Pre, nu e pe. Dar cuvântul ăsta poate să te ducă spre pământ. Deci limba română, în adâncuri înfundată, un șirac de piatră rară, pe moșie strămutată sau revărsată. Poți să o iei cum? Nu, de fapt e revărsată. Lucian Blaga, liceu uman aici, lângă mine. Deci poți să zici precum în ceruri, așa și spre pământ. S-a transformat în pre-pământ și după aia l-a mai prescurtat, pe pământ. Păi de ce? E același lucru. Dacă te bine, te bine. Ideea e aceeași. Deci acolo era ierarhizarea. Peste tot o ierarhizare și dracu fiind atât de cimetier, că era chiar asemănător cu Dumnezeu.
care Dumnezeu nu e unul singur. Poate să-mi zic că nu e orice ortodox. Sunt mai mulți Dumnezei. Deci el a avut oarecum colaborator când a creat universul ăsta. Nu e un singur Dumnezeu, pentru că e o taină. Chiar spune Sfânta Treime, care nici nu știm cum e. Păi cum? Hai să o luăm. Tatăl, generatorul, impulsul. Fiul, rezultanta, cauza, efectul. Și Sfântul Duh. Aici chiar că te-am băgat în ceas. Cum o fi Sfântul Duh? A fi suflet. Aici e enigma. Așa, hai să trecem la cele cu dracu. Și m-a văzut drac că era mai sclipitor decât oricare. Și pe de altă parte aveam și pula cea mai mare după acolo. Eu chiar mă simt bine că mă duc acolo. Știu, ah, am pula cea mai mare. Mă prind. Ah, că mă duc până oraș, până aici, până cartier, zic, bă, n-am pula cea mai mare. Sigur, aici pula cea mai mare. Da, acolo, sigur, am pula cea mai mare. Și eram dracu. Mișto? Au mai fost niște dracu. Și fiți atenți că voi trăiți într-o lume conflicte de draci. De oameni scârbitori. Vorbiți la telefonile, alu, la mulți ani. Fii atent că ai multe microprocesoare. Care și multe memorii în telefoanele, multe protocoale de comunicație cu calculatorul, cu alea. Internetul e aparent un haos, cu noduri de rețea, noduri de carahat, de pula mea. Păi cum facem? Trăim într-o lume făcută de draci, se mai naște cât un drac, băiat deștept, inventează ceva, ăla e dracul. Sau Eminescu era drac, uite, noi pe Eminescu i-am scris poetul ăla tâmpit, ca nebunit și l-a băgat la spital de nebun, dar nu i-a zis drac. Noi că acum era moda, că secolul trecut moda la nebuni era pe domnitor și pe știi, era Ștefan cel Mare. Eu am fost și secolul trecut la spitalul nou, nu știu, până 1999, ca baca. Atunci încă era pe personaje istorice. Da? Da. Dar după aia a venit niște biblioși. Și trebuie să apare doar un biblios de ăsta, biblică, că așa le zic eu la ăștia. Biblică, bă, biblică. Și a făcut moda de religii. Și atunci a trebuit să ne luăm roluri de religii. Și eu am și făcut mișto de ei. Bă, bine, sunt eu Lucifer. Dar îmi trebuie și mie niște dragi de ea, mai mulți. Împăratul muștelor, Belzebut, care Belzebut nu era Belzebut, la început a fost înger, dar i-a zis să ia Belzebut, nu se numește Belzebut, trebuie să vă mai studiați spiritualitate și istorie și alea. După aia mai era Prometeu, care a descoperit focul. Focul înseamnă energie. Păi parcă Dumnezeu a zis să facă lumină când a făcut universul. Când l-au și făcut, nu știm. Am calculat matematic teoretic, după teoria Big Bang-ului, să o citiți pe Big Bang. Oamenii de știință au zis, bă, avem o limită. Sunt patru forțe principale în univers. Forțe slabe și forțe tari. Nu intru în amănunte, citiți. Acum nu vă mai dau cu limita. Ajungem până la o limită, nici măcar nu mai știm. Timpul nu mai are formă. Oarecum acolo noi putem până la microparticule, astea, particule subatomice. Era ca un fel de supă, zice, așa, fac și niște similitudini ca să înțelegi. Era, au calculat și temperatura, că se poate, că te poate transcede în timp, faci ca un fel de reverse engineering și îți dai seama ce temperaturi astronomice erau, cum arătau alea. Dar de acolo, încolo, oh. Și aici ne referim doar la un singur univers. A fost
E o teorie pe stringuri. Asta ar însemna corzi. Asta tot din Einsteiniană este rezultată. Pentru că gravitația n-are forma care o știm din newtoniană, așa observabilă cu luneta lui Galileo Galilei și calculată până matematica aritmetică. Ar fi ca un fel de plasă în care totul, așa a gândit Einstein, toate corpurile celești se învârt în jurul unui centru care până la urmă și-a dat seama un anticapat de la Stephen Hawking cu găurile negre, că de fapt universul nu are centru, dar totul și până la urmă ne și ziceam cum se sfârșește universul, sunt mai multe teorii. Dacă ne referim la un singur univers, așa da seama ăștia că e un multivers, așa i-a zis. De ce? Particule apar și dispar. Unde dispar? Pentru că iar apar. Deci în alt univers. Similar nou, după aia a zis, universurile sunt ca niște ramuri. Timpul, de fapt, sunt câteodată timpul nu are chiar liniar, nu e chiar la fracțiuni de secundă. L-am fracționat noi în anumite secunde, dar poeții au dreptate, eu sunt fan poezie. Avem un cuvânt care de fapt nu are dimensiune, se numește clipa. Clipa, mai ales că ai și timpul biologic, timpul psihologic. Uite, unii se sunt bătrâni, se simt tineri. Alții când se îndrăgostesc chiar întineresc. Sunt reacții fiziologice. Timpul în anumite situații de panică sunt și reacții fiziologice în creier. Se dilată. Dacă ar fi exact fizic fracționat, nu te-ar lăsa fizica, legile fizice, imbatabile să faci așa ceva. Dacă noi putem face așa ceva, chiar să percepem, înseamnă că adevărul este dincolo. Zicem dincolo. Dincolo e aici, acum și întotdeauna.